George Simion a descins astăzi la casa PSD-istului Marian Oprișan, fostul președinte al Consiliului Județean Vrancea, liderul AUR cere foarte vocal confiscarea averilor nejustificate. Hai să vedem câteva imagini și vorbim imediat cu domnul Simion. Am ajuns iarăși la casa lui Marian Oprișan, pusă pe numele mamei lui, care a fost muncitoare într-o fabrică. Casa aceasta, casele, de fapt, că sunt vreo 7-8 una lângă alta, costă undeva la peste 3 milioane de euro. Un complex pe care un bugetar, fie și el și președinte de Consiliu Județean, nu avea cum să îl dobândească în mod legal, nici el, nici mama lui, cu toate că el în declarațiile publice spune: mama mea sunt eu. Dincolo de acest zid impozant și de cele 4 intrări în fața cărora am protestat în 2020, este esența furtului României din ultimii 33 de ani. Administratorii corupți pe care i-am avut în funcție s-au vândut pe nimic. 1.220.000 Oprișan au vândut țara pe nimic într-un mediu corupt. Resursele României de miliarde de euro s-au dat degeaba, poate, și românii au fost alungați peste hotare. Marian Oprișan își pregătește întoarcerea ca să fure pentru el, pentru mama lui, pentru amanta lui, fosta lui secretară pe care a luat-o acum de nevastă, ca să preia iar o halcă din prada numită România. Domnul George Simion în direct alături de noi. Bună seara, domn președinte! Bună seara, domn Stăpân! Am o veste proastă pentru dumneavoastră. Domnul Oprișan a anunțat că vă dă în judecată și vă cere... Păi care e vestea proastă? Păi vă cere diferența dintre 375.000 de euro cât valorează proprietatea, spune domnia sa, și cele 3 milioane. Deci o să aveți de dat vreo 2.625.000 dacă pierdeți procesul. M-a speriat tot, domnul Ciutacu. Nu știu ce să fac. Mă duc să strâng ban pe ban ca să îi dau domnului Oprișan. Păi vedeți... Acum, serios, suntem chiar toți proști în țara asta sau așa și închipuie ei că suntem chiar toți proști? De ce, domnul Simion, de ce vă întrebați asta? Am fost la Vidra, în județul Vrancea, pentru a-i cunoaște pe părinții fetiței pe care o să o botezăm. Să vă trăiască, am fost să vă bucurați. Mulțumesc. Am fost cu un prieten și am trecut pe lângă casa domnului Oprișan, care se întinde pe o... aproape de un hectar. Și m-a întrebat prietenul: ce e aici, e o unitate militară? Nu, sunt casele domnului Oprișan. Și astăzi în presă m-am trezit cu domnul Oprișan, care spune că el stă în 5 camere. În 7 clădiri, poate voia să spună. Ori fi mai ample camerele alea, cu și dumneavoastră, stați un pic. Nu discutăm de numărul de camere, discutăm de suprafețe, nu? Locative. Dar, domnul Simion, dumneavoastră sunteți deputat de Vrancea, dacă nu mă înșel, nu? Sunt deputat de București, sunt născut la Focșani, în Vrancea. A, n-ați candidat pe liste la Vrancea, nu? Sunteți pe București? N-am candidat pe liste la Vrancea. Dar vă mai duceți pe Vrancea, după știința mea? Mă duc, acolo am domiciliu. Păi și e prima dată când treceți pe lângă casa domnului Oprișan sau abia acum v-a sărit în ochi? Acolo e zona de munte. Cum ziceau bunicii mei, acolo sunt mocanii. Eu am casa undeva la câmpie. Așa. Și am mai făcut un protest în 2020. Păi... înainte de alegerile locale. Stați un pic așa, o curiozitate. Dar ce vă cășună pe Oprișan? Că nu mai e la putere, nici măcar în PSD, nu mai e determinant pe scena politică, alții n-au case în perioada asta acumulate? Nu mi-a cășunat nimic ca domnul Ciutacu, în afara faptului că am trecut pe acolo și este ceva de-a dreptul imens. V-a strigător la cer. Pur și
și simplu am trecut și am filmat. Și asta a dus la reacția domnului Oprișan, care a spus că eu am legături cu Moscova, știți că sunt un mincinos patologic, extremist, pro-rus, acuzațiile obișnuite. A, deci dar întrebarea rămâne. Sunteți putinist dacă ați filmat domeniul familiei domnului Oprișan? Exact. A. Orice atac la adresa celor care ne-au condus de 33 de ani, rezultă în întrebarea Simeonului extremistul știi. Întrebarea mea are un skepsis, domnul Simeon. Eu sunt mai ager de căpar așa la prima vedere. V-am întrebat de ceva Cășina Poprișan pentru că am văzut în filmarea noastră că ați spus că își pregătește revenirea. Ce revenire? Unde? Că după știința mea, porțile domnului Ciolacu sunt închise pentru domnia sa. Domnul Oprișan, dacă a fost din 2000 încoace baronul acelui județ ținut în sărăcie, în subdezvoltare, așa? Dorește în continuare o carieră politică în care vrea să reajungă președinte de Consiliul Județean, respectiv baron local de Vrancea. Păi n-are nicio șansă, decât băiat de la PNL a persecutat și a strivit cât era șef, la PSD nu mai primesc, la dumneavoastră ce mai are vreo șansă? Sau la UDMR. Sau la UDMR. Îmi pare rău, domnul Ciotacu, că o să vă dezamăgesc, dar vă dați seama că este o incompatibilitate așa, cum ar spune useriștii, o incompatibilitate de gen. Poate să duce la USR, că uite, pe ăștia îi ratasem din... Dacă și așa USR-ul face acum alianță cu Orban și cu Băsescu, cu PMP-ul și cu Forța Dreptei, e posibil să-l ia și pe Oprișan, ca să fie toți împreună acolo, așa, da, într-o mare coaliție, într-o mare horă. Aveți dumneavoastră informații potrivit cărora domnul Oprișan încearcă din nou să-i rupă la vârf? Știu că nu știe ceva, e vicepreședinte la Consiliul Județean, dacă nu mă înșel unde a fost, dar înțeleg că are atribuții de ascuții creioane, că în rest nu mai poți să facă nimic. Încearcă peste tot, domnul Ciutacu, cum toți hoții României de 33 de ani au curat în județele lor, tot încearcă să intre în aur. Aveți vreo informație că e hoț domnul Oprișan? Că eu nu știu de nicio sentință judecătorească menită să consfințească acuzația noastră. Am zis că toți hoții din România, așa, vor să intre în aur pentru că simt faptul că suntem al doilea partid al țării în momentul ăsta în sondaje, iar legat de domnul Oprișan, singurele mele indicii, așa, sunt legate de faptul că are un domeniu pe care nu eu l-am estimat la 3 milioane de euro, pe care nu a vrut să-l treacă pe numele lui, ci pe numele mamei lui, pentru că, dacă țineți minte, da, mama mea sunt eu. Așa spunea domnul Oprișan când a fost găsit la volanul unei mașini de 100.000 de euro. Da, scara istoriei 100.000 de euro nici nu mai contează. Da, stați un pic, domnul... Față de 3 milioane de euro, așa e, ce e un bolid de 100.000 de euro. Da, domnul... Dar vă mai spun ceva, că era foarte supărat domnul Oprișan și tot nu s-a lămurit cum de reușește întotdeauna UDMR-ul să câștige voturi prin Moldova. Și? Și cine a fost reprezentantul UDMR-ului la alegerile europarlamentare în Vrancea? Reprezentantul unde? Pe Vrancea. La biroul electoral județean. Cine? Soția domnului Oprișan, fosta lui secretară. Păi o fi un guroi. Păi are un nume cam românesc, așa. Păi ci, avea trăiri, simțiri udemeriste. Așa zic și eu, așa zic și eu, că simpatiza cu UDMR-ul. Da. Păi stați un pic, au ieșit ei în Giurgiu și în Călăraș au scos parlamentari. Vă mirați de Vrancea. Tot pe aceeași rețetă. Mulțumim din suflet PSD-ul. A, deci PSD-ul e de vină la afacerea asta. Ok, dar stați un pic și ziceți că... Pă doamna, cum o chema înainte să o cheme Oprișan? Ildico Oprișan. Mi-a stârnit... Păi Ildico, domne, Mihaela Vasilescu o chema. Mihaela? Și nume ungurez, 100%. Mihaela Vasilescu. Așa. Deci dumneavoastră îl bănuiți pe domnul Oprișan că încearcă o apropiere de UDMR ca să revină, că restul le-am luat până eliminare. Pare că nu se califică nicăieri. Nu știu unde se califică, nu știu cum va arăta PSD-ul la alegeri. Nu am o problemă cei din PSD. Nu cred că cei din PSD în majoritatea lor au furat. Dar cred că Marian Oprișan a fost un individ dăunător pentru România. Și cei care au fost baron local nu ar mai trebui să ajungă la stăpânirea județelor pe care le-au ținut în sărăcie și sub dezvoltare. Iertați-mă, de la ce avere în sus sau de la ce influență în sus te declar baron local? Că am văzut că ea în Moldova măcar făcea o lege. Zicea că ești oligarh dacă nu știu ce și dacă ești oligarh și votează 60% din Parlament, nu mai ai voie să faci nimic. La noi cum definim baronul local? De la 3 milioane în sus, de la 5 milioane în sus, de la 60% la vot,
cum definim baronul local? Că ziceți noastră că e ok, sunt de acord cu noastră, baronii locali să nu mai fie. Dar cum definim baronul local și ce imputăm? Domnul Ciutacu, știi ce imputăm? Ce? Felul în care a ajuns țara în anul 2023, felul în care și-au impus miniștri, s-au impus secretari de stat, felul în care a ajuns ca România în acest moment să avem 6 milioane de români, cel puțin, plecați peste hotare. Iar bunul simț de a se retrage măcar din scena publică, dacă nu îl au, nu știu, să ajungem la niște soluții legislative în care tot ce nu poate fi justificat să fie, de exemplu, impozitat cu 16%, perfect, 20%, 25%. E un punct de vedere. Am văzut astăzi în Parlament. Așa? Pe cei care au fost puși de acești baroni locali. Cine? Pe cei de la ASF, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, care trebuiau să prevină falimentul Euroins, a City Insurance, a Astra și așa mai departe. Oameni numiți politic tocmai pentru că acești baroni locali din județe vor să-și pună om colo, om colo, creează tot felul de autorități, ANRE-ul și ASF-ul și tot hai așa. Hai să vă pun o întrebare pragmatică. Mandatele oamenilor ăștia de la ASF expiră în câteva luni, dacă nu mă înșel, nu? Greșesc? În noiembrie mai exact. Bun, în noiembrie. La sfârșitul octombrie, când se vor face negocierile politice în Parlamentul României pentru desemnarea noilor propuneri de membri ai ASF, dacă partidului dumneavoastră îi se oferă un loc în Consiliul ASF-ului, îl refuzați? Propunem, domnul Ciutacu, e normal să se propună profesioniști din cadrul și din universitățile care poate să dea specialiști în acea zonă și din actuala autoritate, pentru păi că sunt oameni că speciali. Și ăștia au propus numai specialiști, dacă te uiți pe CV-urile lor, care profesor pe la Craiova, care pe la Bălți, care... Specialiști în politică. Păi și nu asta nu propuneți tot politic pe al dumneavoastră? Nu, de la Crucea Roșie. Expertiza actualului președinte al ASF este faptul că a fost senator. Și profesor ceva pe la Craiova, i-am citit eu CV-ul astăzi. Super. Păi și aveți dumneavoastră unul mai profesor decât actualul președinte și mai priceput în domeniu? Oamenii din instituții, domnul Ciutacu, oamenii care țin în viață aceste instituții, oamenii care sunt specialiști și care nu sunt ascultați. Știți ce mi-au zis oamenii din aceste instituții care ar trebui făcut? Odată, ce? După falimentul City Insurance, da, înființat CEC Asigurări. După aceea a creat o instituție punte în momentul în care simțeai că Euroins dă faliment, pentru a prelua activele profitabile de la Euroins, pentru că în momentul ăsta statul român nu mai reușește să aducă înapoi la bugetul de stat nimic. Bulgarii și-au luat valiza și-au plecat, și-au luat banii și-au plecat. E, nu prea trebuia să dau plecați. Plecină, tocmai de asta avem ASF. Păi așa și cu aia, cu CEC Asigurări bateți, mă rog, aceeași cărare cu domnul Ciolacu. Și domnul Ciolacu zice de CEC Asigurări. Ce vă despart? Așa e, domnul Ciutacu, dar domnul Ciolacu este la guvernare, dar trebuie să facă lucrurile astea. Domnul Ciolacu știe ce trebuie făcut, dar nu face. De ce nu cere domnul Ciolacu în cadrul coaliției de guvernământ să se înfinteze odată că sunt actele pregătite de un an și jumate să facă CEC Asigurări? Săptămâna trecută știți că am fost în Polonia, cea mai mare firmă de asigurări din Polonia este de stat. Cea mai mare din Polonia și din Europa Centrală și de Est. A statului polonez. De ce nu putem face și noi același lucru și noi avem nevoie de salarii babane la ASF care n-a făcut nimic. Avem instituții peste instituții, autorități peste autorități, a căror singură justificare e că au dat amenzi. Și ei și Consiliul Concurenței, l-am văzut pe domnul Chiritoiu, am dat amenzi, bine, dar ce ați făcut să preveniți acest faliment? Nimic. Asta e răspuns. Domnul Simion, nu astăzi te-ai certat cu domnul Ciolacu? Nu sunt certat. Am o relație instituțională, putere, opoziție. Bun, sunteți parlamentar, sunteți lider de partid, da? Domnul Ciolacu e parlamentar, președintele Camerei Deputaților, lider de partid. E greu să vă întâlniți o dată măcar din greșeală pe hol și să-i ziceți, băi Marcele sau domn președinte, nu știu cum vorbiți noastră unul cu altul, haide bă să facem CEC Asigurări ăla că sunt actele puse. Da, am dezbătut de mai multe ori și mă întâlnesc în mod regulat, discut cam cu toată lumea din Parlament, și? În afară de cei care au fost președinți pe la PNL, greu de discutat cu ei, nu știu, nu au cultura asta a dialogului. Așa. Însă, domnul
Ciolacu nu vrea să facă asta, nu știu de ce, nu vrea să acționeze. V-a refuzat domnul Ciolacu, i-a propus? Trebuiau mutate conturile de la băncile austriece, la fel cum au tăcut din gură după Bâstroe, erau foarte zmei, foarte curajoși, până le-a zis Iohannis pe loc repaus. Da. Și după aia gata, s-au calmat. Cu useriștii vorbiți? Poftim? Cu useriștii vorbiți? Vorbim, nu prea ne înțelegem când vine vorba de denumirea părinților. Noi zicem că le zice tată și mamă, ei părinte 1, părinte 2. Și aici se oprește dialogul dumneavoastră la mamă și tată, părinte 1 și părinte 2? Nu, pe chestiunile acestea care țin de ideologie nu ne înțelegem cu cei de la USR. Da, uite, pe asta că înțeleg că cu onorata conducere a SF s-a prezentat la Parlament într-un final după ce ați năvălit dumneavoastră săptămâna trecută peste ei la convocarea useriștilor. Înțeleg că nu va aparține dumneavoastră acțiunea asta de convocare a SF-ului. Foarte, foarte bine au făcut cei de la SF că într-un final s-au gândit să vină. Nu înseamnă că un alt partid, chiar dacă este opus ideologic nouă, e numai 100% rău. La fel cum v-am spus, nici în PSD majoritatea membrilor nu sunt răi. Dar vin specimene de genul Marian Oprișan care îi fac de rușine. A, deci ăsta, anturajul e stricat de Oprișan. M-a lămurit, domnul Simion. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi în seara asta. Ce să zic? Dar vă duceți și la Baron PNL? Ultimă întrebare. Poftim? Vă duceți și la Baron PNL în poartă la ăștia? La... Dar nu vă mai aduceți aminte că eu am arătat primul domeniu de 1 milion de euro al lui Costel Alexe? Ba da, harnic. Păi. Și la fluturi vă duceți? Avem. La fluturi vă duceți, că am înțeles că aveți gard lung și acolo de făcut pe perimetru. Să vă zic despre domnul Flutur. Domnul Flutur are averea camuflată în jurul localității Cura Humorului și e trecută pe alte persoane, ca să nu trebuiască să treacă în declarația de avere. Păi da, vă, că știți pe toți acum, care, pe numele care, Oprișan, pe maică, s-a fluturi pe cine? Vreun neam, acolo, este hoția, domnul Ciutacu, pentru că ei sunt obligați să declare pentru propria persoană și pentru tot sau soție. Păi și cum demonstrați dumneavoastră că averea lui vărul Flutur sau lui mama lui Oprișan nu e făcută, ci că deocamdată ăla care acuză trebuie să demonstreze, nu ei trebuie să-și demonstreze proveniența. Mama domnului Oprișan poate a câștigat bine la fabrica de textile unde a lucrat, sau unde ziceți dumneavoastră. Așa zic și eu, că a câștigat bine la fabrica de confecții, dar mi-e milă de milioanele de români care au ajuns să șteargă la fund bătrâni italieni sau care sunt păcubiți în momentul ăsta din cauza furtului de la asigurări. Asta e problema, că ei nu știu cum se face, dar nu au reușit să aibă case de 3 milioane de euro. Cum ar zice domnul președinte Iohannis Ghinion? Vă mulțumesc, domnul Simion, că ați fost alături de noi în această seară. Spor la treabă, Breaking News.